mergem, Clau? Unde mergem? Uite la... Nu scrie, dar spune-ne unde mergem. Uite acolo scrie, vezi? După roșcani. Bătrâna! A, ce frumos! Numai nu se vedea de... O să-mi placă, nu? Da. Eu n-am mai fost acolo. N-ai mai fost? Nu. Să-ți placă. Sper. Ce-a... Uite ce frumos șerpește, domnule. Da. Sper să nu plouă, mă. Că-s nori în față, vezi? Sper să nu plouă. Nu, și ce dacă? Bătrâna, cea mai mică comună din România. Și cea mai nelocuită. 100 de oameni. Băi, comună. Da? Comună, da. Bine, suprafața imensă, dar nu. Populație 117. Asta așa, în ultimele statistici, da, cine știe cât ori mai fi acum. Atunci. Da. Vai, dar locul ce frumos se vede pe aici. Locul unde primarul și consiliul local se alege cel mai repede. Păi da, normal. Dar de comuna asta auzi numai la alegerile locale. Deci gata cu politica, admirăm peisajele, da? Da, dar nu era politica. Gata. Mă ajung și la roșcani. Chemarea străbunilor. Da. Bunicii lui Claudiu sunt de aici. Și n-am mai fost de ceva timp, e adevărat. De-astea, așa, uite ce frumos se vede, așa, la baza copacilor, ca un fel de iarbă foarte înaltă, foarte ascuțită, așa, ca niște lănci.
nervoasă rău apa asta. Foarte fain, da. Așa cum le place păstrăvilor, nu? Da. Cum au căzut brazii. Brazii, copacii. Înainte mai sunt 20 de kilometri și bătrâna la dreapta 10 kilometri. Lăsăm râul Dobrii în plata lui să meargă și mă luăm către bătrâna. Era cazul să mai schimbăm, da, direcția. Aveam, la un moment dat am zis că ne-am rătăcit, adică că nu am văzut intersecția și că ne-am tot dus, da, dar uite că Vadul Dobrii. E marcată, deci e ok. De aia zic, bă, nu putea să... Că eu am mai fost odată și țineam minte pe unde ar trebui să merg. Foarte frumos pe aici, prin pădure. O să e mai frumos drumul de pădure. Da, și mai bun, mai bun. Da, e mai bun. Ce stâmp aici, treabă așa. Da. Cum ăsta? Of, soarele ăsta nu ne lasă să vedem nimic. Nu ne lasă. Lasă, mai bine să nu ne lasă să vedem. Da. Dacă ar fi norat. Bine, știi ce-mi place? Că uite, se vede galben, verde, maro, ce culori mai sunt? Roșu, exact. Imediat trebuie să ajungem. Auriu, tot așa, deci... Poiana... Ferie de culori. La niște stânci. Așa, ce Poiana spune? Poiana, chiar la poalele dealului. Poiana de unde izvorăște valea asta cu Căduște. Vezi cum se amestecă acum? Cu brazi, cu... Da, vezi ce frumusețe toamnei. Da, în da, da. Pădurile astea de conifere și foioase. Și astea e interesant. Mm-hmm. Uite ce înalte sunt. Cam ce să facem, că... Ce de grei să... Ui, ce color! Ce colori! Ce color! Câteodată mă stăte pe la gropițe să nu... Da. Câte una, două, așa. Da. Și vorbești prostioare. Și vorbesc aiurea așa. Aiurea probabil. Gata, am ieșit din pădurice. Da, am ieșit din pădurice. Suntem într-o depresiune. Oprim mai sus. Bătrâna către Fața Roșie, Mătuțaua și Piatra. Da, bătrâna 3 km, Fața Roșie 8, Răchițaua 5 și Piatra 2. Cele 3 localități care fac parte din comuna bătrână. Uite și niște așezări acolo sus. Am coborât. Și... E o liniște aici absolut incredibilă. O să facem noi gălăgie pentru că musai să vorbim, să ne înțelegem, dar în rest absolut nimic, absolut nimeni. Ce face moara? Ce face moara? Numără ani. Numără timpul. Exact, da. Nu face nimic. Făcea, cândva. Făcea
Uite când am mers noi ultima oară, brăduția tuia aia ce acolo sus, erau mici, 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 mici. Care tuia? E acolo niște tuia mai sus. Ah, mai sus de căsuță? Da, da, și niște brăduți. Pe acolo, pe undeva. Deși indicatoarele ce le-am văzut din mașină, satul Piatra e la 1,5 km în dreapta drumului, iar satul Bătrâna în stânga drumului, încă 3 km. Acum facem pauză de dronă!
mergem spre sat acum, mai sunt 3 km. Să vedem ce găsim acolo. Da, foarte mult am mers. Am văzut ciupești pe marginea drumului și ne oprim. Ale vezi? Ce ciuperci sunt alea? Asta e un rib bătrân, bătrânul, vezi ăla? Da. Ălea cred că da, e din da, aia, da, da. Nu știu, dar sunt frumoase rău și sunt mari, dar nu cred că se văd. Mamă, bătrânul. Dar lasă-l, nu-l lua, dacă e așa de bătrân, na, lasă-l. Nici nu poți să-l iei. Ia uite-le. Ah. Astea nu-s bune, nu, nu. Vai, dar câte sunt, Doamne. Deci eu pe astea le-am văzut. Ia uite câte sunt. Măi, Clau. Da, urcăm. Nu, no, la ce are? Uite. Mergem totuși mai departe? Bine. Doar că se vede lumina în parbriz și nu îți dai seama. Izvorul. Izvorul fac. Da, unde e izvorul? Aha, deci acum se intră în satul bătrâna? Doamne, dar ce drum greu. Bătrâna, uite, dar a meritat. Da, aici, da, aici este asfalt, dar a meritat. Hai să vedem. În stânga. Nu, nu, nu reușesc să filmez oricum. Ideea e că hai să dăm un zoom așa. Ceva, ceva se vede. Sat muzeu. Uite, zice că e supravegheată video, vezi? Deci, tot ce trebuie. Și primăria și școala. Hai să fac un cadru mai larg. Este și școala aici? Da, e și școala. 1, 4, 5, 8, de care? Nu știi. Mă întreb cine predă aici, Doamne. Ai văzut că e neașteptat de dinamic, așa, eu ziceam că nu-i nimeni, dar ba turiști, ba localnici cu turiști, ba oameni care mișună pe aici, da, foarte tare. Mulți au cumpărat case și șuri pe din astea lor transformate, ia uite ce. Vacanță. Uh-huh. Este, da, și na, se zice că nu-i locuită, dar uite, chiar... Bine, acum... Uite ce case. Uite că e locuită. Da, exact. Sau poate mai recent a început să fie locuită, că... Da. Știi, oamenii caută cu liniște, caută pace, aer curat și atunci, da. Pandemia atunci. Da, da, cred că atunci, da. Da, ce mult am mers. Ia uite, încă un pic și ieșim din bătrâna. Da, deci eu n-am oprit în bătrâna. Trebuie să mergem într-un loc mai bun și după aceea m-am gândit să coborâm prin județul Timiș, care e pe unei pădure acolo. Mm-hmm. Pădure. Bine, nu o să vină nicio tablă să zică că treci dintr-un județ în alt județ. E, contează că știi tu. Am oprit un pic. Hai să vedem.
Oh. Ce e zgomotul ăsta? Hai, unde ne-am. Ce păcat. Din păcate, oamenii au treabă. Nu ca noi. Să dăm un cadru mai strâns, că poate reușim să vedem mai bine. Uite, aici la releu ar trebui să fie rețea, nu? Da, sper că am trimis niște mesaje și n-au fost transmise. Ne-am făcut prieteni, bineînțeles, da. Vrei mâncărică? Na. Ai, ce bună e. Ei, dar unde pleci? Unde pleci? A, mă rog, îi trebuie... Și eu care v-am zis că îi trebuie puțin confort. Aici, mă, frumos. Doamne, doamne. Na, mâncă. Na, hai, papă. Mâncă, papă. Pa, 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 pa. Ai, 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 ce bun e. Măi, da, ce dinți ai. Ai de capul meu cum se aude. Doamne, ce dinți poți să aibă. Auzi cum? Da. Croncăne la e ei. Și tari ăștia, nu? Da, 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 se pare că-i cam plac. Măi, da, aveai un coleg de... un coleg de excursie. Unde a plecat? A rămas singurel și cu papa, așa e? Doamne, doamne. No, ciao. Să-ți fie de bine. Unde-i? Jackie? Unde-i drona? Nu mai vezi, așa e? Lasă că o să o vezi. Deci ești incredibil de atent. Mai durează până coboară drona, să știi.
Ți-a plăcut drona? Nu, unde mergi? Să nu faci ceva pe cutiuța aia, bine? Promiți? Promiți? Îți place? Oh, nu-ți place drona? Ce-a făcut Clau? Ce-a făcut? A dat drumul la dronă! Ce-o fi aia, măi? Ce-o fi aia? E un gândac foarte mare! Un gândac foarte mare, așa-i? Așa-i? Unde-i gândacul? Îl auzi, așa-i? Doar că nu-l vezi. Da, oamenii, vezi, cu tractoarele, merg și-și fac treaba, nu ca noi. Noi ne plimbăm, te filmăm pe tine, așa-i? Da. Ce se aude? O vezi? Uite-o! Îți vine prietena! Doamne, dar ție mai place drona asta! Ia să vezi ce e acolo! Nu, gata! S-a terminat spectacolul! Gata! A venit drona acasă și noi plecăm, vezi? Te-ai distrat? Te-ai distrat, Jackie? Da? Tot nu-i lămurit el, ce-i cu chestia asta? Ce face Clau acolo? No, ți-o lua jucăria, nu spune și tu. Nu spune și tu. Nu, măi, că e interesat de dronă, îi place foarte mult. Deci pune căpăcelul. Așa, poți să-i explici, că înțelege tot. Pune căpăcelul. Da, gata, nu cred că îl mai interesează. Dacă nu-i de mâncare, nu-l mai trebuie. Așa-i? Nu, mai gata. Rex, sau cum te chemăm. Jackie, măi. Așa vreau eu să-i spun Jackie, stai că au găsit o curea ceva. Dar nu mânca aia, nu, Doamne, nu-i bună. Nu-i bună cureaua aia. Arunc-o. Așa. Ce-ți dă, Clau? Ai, fericire mare, Doamne. Ce bucurie. Bravo. Nu așa. Soarele. Da, a fost și înainte. No, l-am lăsat pe Jackie în urmă. Așa aș vreau să-l iau cu noi. Bine, Jackie e un nume așa. Provizoriu. Da. Cine știe cum îl cheamă? Da, și cine știe cui o fi, dar oricum, tare drăguț. Da. Acum mergem înapoi. Dar pe alt drum. Pe alt drum. Da. Prin județul Timiș, prin Banat. Da. Imediat ajungem la limită. Se vedea de aici, în linie dreaptă, se vedea Releu, se vedea Săcărâmul, se vedea Buceș Vulcan. Știi? Da, multe... pentru că încolo era senin și se vedea. Da, multe. Doamne, dar ce frumos e pe aici. Iazuri, stânga 10. Iazuri nu, da, este localitate. Dar ce este? Bă, nu știu, e așa o intersecție de drumuri. Deci nu găsești localitatea cu denumirea asta. Știu că eram copil și era un autobuz care mergea la Iazuri. De acolo, cred că numai teritorii de... Era așa, no man's land, no man's land. Teritorii de lemn stau în centru. Și acum
cum intrăm în pădure, pădure, pe partea cealaltă. Seculară, așa ai trecut pe pădure seculară? Pădure seculară pe... Tot coborâm către Banat. Ce abrupt e. Uite, se și vede. Ba, da, se vede în jos drumul. Ce interesant e. Trei crai. Trecut în județul... Am trecut, da, în județul Timiș, oricum nu îți dădeai seama, e la fel de mult mocirlă, la fel de mult la Băna, spărtură. Coborând către izvoarele Begă. Ai de mine. Dacă nu fi chiar asta, din okay. Noastră. Ok, da, 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 bun, bun, e bun, e bun, e frumos la Bănat la voi. La Bănat, aceea, Gigi. Ok, eu zic să ne vedem mai încolo. Deci cam așa e drumul. Dacă vreți să coborâți de la Bătrâna către Poien Strâmbu, către cascada, nu știu cum Dumnezeu îi zice că tot uit acum. Așa. Cu sânt ceva tot sub. Da. Sufletul. Pe aici, sufletul, și da. Și vreți să veniți la Bătrâna, că e o tablă acolo în care vă zice de muzeul viu, muzeul satului viu Bătrâna. Pe aici trebuie să urcați. Succes, succes, succes. Vă dorim succes. Mergi, nu poți să urci cu mașini mici, că am văzut mașinile mici. Da, și dar trebuie să ai răbdare. Cu răbdare și cu anteia. Exact. Mi-am adus aminte cum îi spune la cascadă. Șopote. Șopote. Chestia lui că pe aici era mai de mult o legendă despre o contesă. Măreasa îi spuneau cei de pe aici. Dacă căutați legenda Măresei, o să o vedeți. O găsiți pe net. Și avea un castel aici în vârful dealului și nu știu dacă nu cumva ăstea sunt urmele castelului. Dă-i aici o tablă să vedem. M-am înșelat, nu sunt urmele castelului, șuberele, ruinele locale, sunt urmele de sisteme de zăvoare cu împingere. Înseamnă că castelul e sus, în vârful dealului. Da. Da, interesantă legenda Măresei. Ce se mai poate vedea mai jos? Îi cripta fiului ei. Fiul ei care a murit de tânăr din dragoste, într-un duel. Asta e. Am ajuns și la intersecția cu Bătrâna, cea mai bună reclamă pentru satul Bătrâna. Dincolo de noi, la 1000 de metri, da? Și jos, la 900 de secunde, ca astea, Șopot. Mergi pe aici. Noi nu mai urcăm data asta, că e cam târziu și... O vom vedea altă dată, 900 de secunde. Da, nu-i nimeni. Ne-am întâlnit cu niște mașini care au trecut pe aici și urcau în sus, cred că au văzut cascada, Șopot. Toate au, cred că, aceeași denumire, și pot, Șopot, și pote, Șopoțele. Și vom continua în jos. Nu către Bătrâna, mergem către Poieni, Poieni Strâmbu, Coșava, urcăm la Holdea autostradă și acasă. Am ajuns și la cripta prințului, nu știu cum îl cheamă, o să vă scriu eu acolo și vă zic povestea lui. Aici o vedeți. O să vizim din prima, direct. Prințul a fost îngropat într-un sigiliu de sticlă, nu de creștar, de sticlă. E, acum era cam poveste de creștar. De creștar, da.
de sticlă a fost îngropat, a fost dezgropat, după 1918, Anea Tulburi, dezgropat, după aceea îngropat, zidită mormântul cu... Da, era interesant să putem să coborâm, dar... Ca să cobor, trebuie să greu, mergi mai jos și să treci pe partea cealaltă. Să facem cheie. Da, în sfârșit am prins asfalt. M-am săturat. Până la Poieni. Până la Poieni e mai rău acum. E asfaltat, deci mergem liniștiți spre casă. După zdruncinături de câteva ore, dar oricum a meritat. Uite ce frumos. Și n-ai toată mâncă. N-a lăsat să vă invita. Nu, gata. Mergem spre